Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog, nu cu X5-ul, cu alt BMW. Am zis că îmi cumpăr mașină. Nu m-a scris tot, dar nu mașină nouă. Am venit să văd acest BMW, seria 3. Da, din 2006. Bă, frumos, negru, așa. Ca lumea, arată bine mașina. Da, la un preț super bun. Ce spuneți? Arată bine mașina. Așa că așteptăm să vină proprietarul. Ia și pus de aia în geam, primăria. Eu ridică. Așteptăm să vină proprietarul să o testăm. Că îmi place mașina. La banii ăștia o iau. Dar să fie bună. Motorul, cutia, să funcționeze cum trebuie. Asta mi-e frică. Că e așa, arată bine și la banii ăștia. Mi se pare un preț ok. Mașina a fost tractată, da? Da. Aici un pic, poate a fost îndoită, s-a bătut un pic cu, nu știu cum să zic, cu ciocanul. Da, 2500 de euro. Da, ea nu arată chiar atât de perfect la... Deci e exfoliată, nu știu. Atât de bine. La vopsea, ba da, pe la ușă pe aici arată foarte bine, dar pe aici, pe la bara din față și bara din spate, nu e atât de ok. Mi-a pus în geam, eu ridic, dacă o mai ține aici. Dar în rest așa, șante, cât de cât ok. Un interior frumos, curat, așa, simplu, fără plinul de aia, afișaj electronic, cu butoanele alea urâte, dar geamuri fumurii. Nu arată rău mașina. Asta trebuie schimbat. Are aici o zgârietură și a dat cu ceva, nu știu. Sau o astup. E un pic adâncă, se simte la deget aici. Când dai cu degetul. Și aici are una. Da, nu știu, acum să vină omul, să vedem, să o testăm un pic. Prima oară n-ai vis în video, ia? Rumaine mecanic. Aici are niște ulei mașina. Și mai e să fum, la mine, deci e să fum că pierde ulei. Se încălzește de ceava aia de acolo. Ghet is vechi, cook mă, ghet is vechi. Ghet is vechi, ia? Cook mă, ghet is vechi. Nu da, nu obim vă scripție, ești ca nimeni. Din lumea afară, dar cum da să le vechi. A băieți, cum da să vechi. La bisin rauhă, ne? Nici rauhă, sunt din zic, ui, hie, trocni, băi de auspuc. Da, sunt, hați tu vă scam de zaubă, mă. Ia? Cam scam de dis, știm de zaubă, mă, când a zis cu cain... Și am observat că scoate fum așa, albastru, în spate, când am dat o tură cu ea. A? Voi ce spuneți? Să o cumpăr? Mașina asta? Ia stai așa un pic, stai că vă accelerați. Ia pornește, vine așa. Deci trebuie să curăți aici uleiul ca să nu mai iasă fum. Ia uitați. La ogă, dar am zis că... Da,
Așa motorul merge bine, adică motorul funcționează bine. Orice bine. Dar nu știu ce să zic. Doar până o turezi. Scoate un pic de fum. Cred că își pierde uleiul pe aici, a? Oare? Nu pierde ulei. What you've had this one? This August? August, yeah, August. No, afternoon to morning. Gata, fraților. Nu am luat-o, mă gândesc. Dar mă duc să văd un Serie 1 acum. O altă mașină. Vedem o altă mașină. Și ne gândim. Da, nu știu ce să zic despre mașina asta. Mi se pare cam ciudat cu fumul ăla care îl scoate atunci când o turezi. Să piardă ulei, să nu piardă. Bine, cu orice mașină mai mănâncă ulei așa, dar... Să nu mănânce 2 litri de ulei la 100 de kilometri. Înțelegeți voi, nu? Și acum mergem să vedem un Serie 1 frumos, roșu, tot benzină, 2000, da? Motor 2000. Și vedem ce o fi și de capul acelei mașini. O fi mai proastă ca asta, o fi mai mișto, mai, nu știu. Mergem să vedem dacă e frumoasă și funcționează cum trebuie. O cumpărăm pe aia. Da. Asta, motorul, cutia să funcționeze cum trebuie, așa estetic, na, contează și estetic, să arate bine, na, asta avea și zgârieturi și, na, exfoliată pe aici pe acolo, dar era ok, dar cu fumul ăla albastru așa, nu prea, mi-e frică să nu consume mult ulei, dacă consum așa puțin și mai completez, aia e, orice mașină mai consumă, și să nu vă gândiți că BMW nu consumă deloc, nu-i completez, o picătură nu-i completez, da, nu vă gândiți la BMW așa, că să nu consumă. Dar mașinile mai vechi așa și mai neîntreținute consumă. Gata, vă las. Ne vedem de la următoarea mașină. Stați aici. Mașina pe care ați văzut-o mai devreme costa 1800 de euro. Da? Un preț bun, zic eu. Calitate-preț chiar merita. Dar acum nu știu ce să zic. Bă, v-am zis, mașina mergea bine. Motorul turcea cum trebuie așa. Părea să nu mai aibă probleme. Dar uleiul ăla, nu știu. E cu risc. Și mașina pe care mergem să o vedem acum costă 2000 de euro. 2000, în seria 1, tot așa din 2006. Dar mișto, e frumos. Îmi place cum ce am văzut în poze. Acum vedem la locul faptei acolo, dacă arată ca în poze. Așa că haideți acolo și vorbim mai multe de acolo, da? Stați aici. Gata, fraților, am ajuns. Hai să vă arăt mașina. Ce asta este mașina? Bă, arată bine. Arată bine, arată bine rău. Asta este mașinuța. Hai că vorbesc cu proprietarul și după aia vă... o țin la curent, da? Da, să-i salut-o. Afară în șon. Asta este mașina. Schimbă bine, merge bine. Un boist, o na, un boist mai în BMW, da. Okay. Gata, fraților, cumpăr mașina. Ne-am înțeles, totul e ok. Mașina o cumpărăm și o ducem acum în parcare acasă. Gata. Mașina este înscrisă. O să mă ajute omul să o conduc. Merg eu cu asta și el merge pe a lui. Și după aia mă duce înapoi. Mașina arată bine. Un pic de exfoliere pe aici, dar în rest motorul și are și cartea service, tot cu ștampilă, tot ce trebuie la ea. Adică e țiplă, merge, am probat-o. E 1.6 motor asta. 1.6 și nu știu cât cai. O să vă zic după aia că nu o să o parcăm în parcare. Jante, cauciucuri bune. MS. Da. Pe 14. Pe 14, 2014. Jantele sunt pe 16. 4 uși. Da?
foarte întreținută mașina, curată. Vas. Ai, vreau să-și traubă. Și gata, fraților. Ăștia sunt banii. 2000 de euro. Mașina e în parcare, am adus-o. Și acum mă duc să-i plătesc omului. Dau banii și el pleacă. Hai, hai să vedeți și voi. Asta e omul. Asta e mașina în parcare, da? Uitați acolo, două chei. Da? Cartea mare, cartea mică. Brieful ăla mic. Și brieful mare, cum se zice în Germania. Plecăm spre casă, mașina nu s-a în parcare, da? Mașina a fost înscrisă. Omul, na, m-a ajutat să o aduc în parcare la mine. Și-a luat numerele, tot ce trebuie și gata. Acum mașina este a mea. Stânga aici, parcă, da? Stânga așa. Gata, revenim din parcare, de unde e mașina, să o oară mai bine. Și gata, m-am ajuns în parcare, am ok de aici. Și haideți, fraților, să vă arăt mașinuța aici. Da? Și asta este mașina. Cauciucuri foarte bune, jante pe aliaj. Da, am mai arătat asta mai devreme, atunci la om acasă. Culoarea asta foarte frumoasă. O mașină și pentru bărbați și pentru femei. Stopurile sunt puțin fumurii pe spate. Uitați așa cum arată mașinuța, da? Aici farurile sunt puțin mătuite, dar un poliș și cam aia e. Da? Frumoasă. Și emblema, da, e decolorată. Nu mai contează. Nu mai contează asta. Gata. X5 e disponibil, da? Ne-am luat mașină. Acum care îl vreți, îl puteți cumpăra. Ce să vă mai arăt? Cauciucurile sunt de la Hankook, da? MS, și de vară și de iarnă. Face așa un pic. Închidere centralizată. Un interior foarte, foarte curat. Da? Adică arată foarte bine, uitați-vă și voi, adică nu-i pătat, nu-i nimic. Foarte mișto. Auxiliar aici, să băgăm muzică. Aici nu are clima asta electronică, o afișează electronic, dar nu mai contează, ce mai contează acum. Nu are cum mers pe volan, dar ce ne trebuie cum mers pe volan? Nu ne trebuie nimic. Da, asta e interiorul. Aici în spate, dar curat, foarte curat. Foarte, foarte curat. Uitați. Ce poți să vrei mai mult la o mașină, da? Această mașină am luat-o pentru nevastă mea, vedem, pentru mine, dacă vând X5-ul. Uitați în spate, bancheta, da? Uitați bancheta din spate, cât de curată este. Uitați. Super curat. Super, super curat. Da? A, geamuri manuale pe spate. Aici, da. Nu mă așteptam la asta. Hai, mă. Cum se dă, frate, în jos? Sau nu merg? A, gata. Asta nu-mi place. Manuale pe spate. Asta n-am văzut. Bine, că până la urmă, ce mai contează? Ce mai contează? Și aici. Foarte curată bateria. Un ham pentru câine. Și nu știu ce mai e pe aici, vedem în altă zi. Bun. Da. Asta e mașina. Asta e mașina. Voi ce spuneți, ce părere aveți? 2000 de euro. Această mașină. Motorul este foarte curat. Hai să vă arăt și la motor. Așa.
uscat, fără pete de ulei. Așa. Ia uitați-o. Omul are și cartea service. Uitați cât de curat este. Fără pete de ulei, fără nimic. Cum era BMW-ul ăla mai devreme? Praf, praf. Asta e foarte uscat, curat totul. Prăfuit, da? Cum? Trebuie să fie un motor, prăfuit. Prăfuit și uscat. Da? Așa trebuie să arate un motor. Lui a fost schimbat la 184.000, are 206.000 acum mașina. Și ce să vă mai arăt? Atât, nu? Cam atât cu această mașină. Da, da, fraților. Haideți, cumpărați și 5-ul, cei care îl doriți. Mi-am luat Furia roșie. Mi-ar sta bine. Mi-am luat Furia roșie, gata. E benzină 1.6, cai, măsăcuțare, dar ce mai contează? E o mașină economică, după cum mi-a zis omul. A zis că îi faci cu 50 de euro plinul și nu mai e nicio treabă. 3 săptămâni. Da. Păi am vrut să vă țin și pe voi la curent cu activitatea mea, cu prețul mașinilor de la privat și cu țepele care poți să le iei. Ați văzut primul BMW? Nu prea aveai bază în el. Chiar și aici în Germania nu mai sunt mașinile de altă dată și aici poți să iei țeapă. Trebuie să fii atent la cine cumperi mașină, că sunt foarte mulți străini și acum se ocupă și ei cu vânzarea de mașini. Și mai ales că autohausurile toate sunt numai turci. Adică nu găsești neamț la autohaus. Rar, foarte rar. Eu vă las, închid mașina și asta a fost activitatea mea de astăzi. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat și dacă mai vreți să vedeți mașini, mergem să mai verificăm mașini, să vedem și în parcuri auto cât de curând. Căutăm un parc mare auto și mergem să vedeți și voi de acolo prețurile, da? Eu am fost Cristi Panainte, Bor, și până data viitoare, fraților, eu vă salut și multă baftă tuturor! Pa!